Bun găsit, prieteni! În acest videoclip vă propunem un traseu turistic în Tulcea, unde vom descoperi împreună 15 obiective turistice. Municipiul Tulcea este poziționat pe 7 coline din dealurile Tulcei și este atestat documentar încă din 1506. Acesta s-a aflat sub stăpânire otomană în perioada 1420-1877. După cele două războaie mondiale, s-a dezvoltat și modernizat, iar astăzi este unul dintre orașele port principale ale României. În 2023, municipiul Tulcea are o populație de aproximativ 82.000 de locuitori. Noi am vizitat orașul în luna lui Cuptor, folosind transportul feroviar, sau, potrivit unei bunicuțe, trenurile Groazei. Cu excepția mijlocului de transport utilizat, am avut parte de o experiență plăcută în acest oraș. Iată ce am văzut. Moscheea Aziziye a fost ridicată în 1863, în timpul domniei sultanului Abdulaziz, de unde provine și numele acesteia. Jamia sultanului Abdulaziz, cum mai este numită, este una dintre cele mai mari construite de către Imperiul Otoman pe teritoriul Dobrogei. Acesta este o parte componentă a Institutului de Cercetări Ecomuzeale Gavril Simion și a fost deschis publicului în februarie 2009. Muzeul dispune de o expoziție permanentă ce abordează patrimoniul natural existent în rezervația biosferii Delta Dunării, un acvariu public și multe alte expoziții temporare. Muzeul de artă își are sediul într-o clădire construită în perioada 1863-1865 ca palat administrativ al Sanajacului de Tulcea. În 1878, clădirea devine sediul prefecturii județului Tulcea, iar în 1950-1970 aici a funcționat Sfatul Popular Raional Tulcea. În 1982 devine sediul Muzeului de Artă, care în prezent cuprinde peste 7.000 de lucrări, mai bine de jumătate dintre acestea făcând parte din colecția de grafică modernă și contemporană. Acesta și are sediul din 2005 în fosta Bancă Națională a României, Agenția Tulcea. Clădirea a fost ridicată în perioada 1924-1927. Muzeul aduce în atenția turiștilor aspecte ale vieții dobrogenilor, precum portul popular, ocupațiile și meșteșugurile, vasele de uz și țesăturile decorative. Clădirea Colegiului Dobrogean Spiru Haret a fost ridicată în perioada 1864-1867 de către Ahmed Resim Pașa. A fost inaugurată în anul 1883 sub numele de Gimnaziul Real de Băieți. În 1903 numele se schimbă în Principele Carol până în 1941 și tot așa până când, în 1996, devine Colegiul Dobrogean Spiru Haret. Muzeul de Istorie și Arheologie a fost înființat în 1975 în Parcul Monumentului Independenței. Muzeul este structurat pe două pavilioane. Primul este păstrat integral din 1975 și deține exponate din epoca greco-romană, romano-bizantină și medievală, iar al doilea a fost drastic modificat în 1995, iar acesta expune obiecte datând din perioada preistorică. Acestea se află lângă Muzeul de Istorie și Arheologie. Cetatea datează din jurul veacului al IV-lea înainte de Hristos, având rol militar. Numele cetății provine de la Caspius Aegisus, un legendar de sorginte celtică. În secolul I după Hristos, cetatea este cucerită de geți, iar mai apoi intră sub stăpânire romană. În prezent este monument istoric și sit arheologic. Monumentul Independenței se află și el lângă Muzeul de Istorie și Arheologie. Piatra de temelie a fost pusă la 17 octombrie 1879, în prezența lui Carol I, fiind realizat de sculptorul George Vasilescu. În perioada 1916-1918, monumentul este distrus, dar este refăcut în 1977 de către sculptorul Cristea Grosu. Aici puteți avea parte de o panoramă superbă asupra orașului.
Faleza din Tulcea reprezintă poate una dintre cele mai importante atracții turistice ale orașului, fiind construită pentru a preveni inundațiile cauzate de apele învolburate ale Dunării. Noi am ajuns în perioada în care se executau lucrări de modernizare a falezei, iulie 2022. Ne puteți spune dumneavoastră care este stadiul lucrărilor și cum arată acum? Zona lacului Ciuperca a fost gândită ca o zonă de relaxare și agrement pentru locuitorii orașului, iar în timp a devenit una dintre principalele atracții turistice, zona fiind situată și lângă gară. Aici există loc de promenadă, de plajă și de desfășurare a competițiilor sportive pe apă. Tot aici puteți lua masa la restaurantul Insula și să vă bucurați de priveliște. Catedrala Sfântul Nicolae a fost construită pe locul unei biserici mai vechi în urmă cu mai bine de un veac și jumătate, în timpul stăpânirii otomane. Biserica deține obiecte de mare valoare istorică, precum o Sfântă Evanghelie îmbrăcată în argint, ce datează din 1888, cărți și metale prețioase. Fostul sediu al administrației pescăriei statului a fost ridicat în perioada 1910-1914 de către inginerii constructori Ștefan Borș și Robert Flam. În prezent este un hotel situat în inima orașului, perfect, spunem noi, pentru un city break în Tulcea. Biserica Sfinții Trei Ierarhi a fost construită între anii 2007-2013. De puțin timp, această biserică este și sediul Serviciului de Asistență Comunitară Trei Ierarhi Tulcea, care se ocupă cu sprijinul persoanelor aflate în dificultate. Casa Motomancea a fost probabil ridicată între anii 1870-1875, iar în anul 1929 a fost cumpărată de profesorul Constantin Motomancea. În 1950, casa este naționalizată și profesorul este evacuat, fiind considerat un reprezentant al clasei burgheze. Biserica Sfânta Treime și Sfântul Iachint a fost ridicată cu sprijinul financiar al guvernului, enoriașilor, Consiliului Județean Tulcea și Primăria Tulcea în perioada 1998-2008. Marea sfințire a bisericii a avut loc la 27 septembrie 2009. Așa cum v-am obișnuit, alte obiective turistice le veți găsi în secțiunea de descriere. Nu v-am prezentat doar ceea ce am reușit să vizităm, dar sunt alte numeroase obiective turistice, unele chiar poate mai importante, unde noi nu am reușit să ajungem, dar care așteaptă să fie descoperite sau redescoperite. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să dați like și subscribe, iar pentru cine dorește alte trasee sau atracții turistice din România și din străinătate, apăsați pe următoarele videoclipuri. Pe curând!